Da, la 3 minute dacă poți. Bună, da. Cine e pentru? Eu sunt. Hai. Dispoziția numărul 261 din 31.05.2019 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare de Bacău pentru data de 5.06.2019, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de Bacău se convocă în ședință extraordinară în data de 5.06.2019, ora 10, la sediul Comunului Cultural, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil teren în suprafață de 979 metri pătrați, având număr cadastral 62.101, ce aparține domeniului privat al Comunei Ștefan cel Mare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectelor unităților de cult religios din Comuna Ștefan cel Mare pentru anul 2019. Mai sunt. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Vreau să aduc și eu, amendament, adică un punct la ordinea de zi. S-a omis la punctul 2. Păi când ajungem la punctul 2. Păi putem să-l punem ca discuții, nu atunci, prin discuții finale. Păi da, când discutăm punctul 2, o să vine domnul Bătăș. Da? Da. Păi, o să discutăm atunci. Da. S-a omis să pună vis-a-vis de cult. Și cererea... Discutăm la punctul 2. Păi da, dacă ați vrut, trebuie să fie niște amendamente. Dacă n-am avut, cum ați anunțat, opoziția nu mai există. Nu mai există din punctul dumneavoastră. Referitor la punctul 1, privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil teren în suprafață de 979 de metri pătrați, este vorba de terenul de la Rădeana, care l-am oferit spre vânzare. La Rădeana, lângă proprietatea lui Zlotu. Da, da. Da. Deci terenul este în suprafață totală de 979 de metri pătrați, avem cadastru cu el și am făcut dezmembrare. Scoatem prima dată la vânzare 679 de metri pătrați, teren care este deja... Era o fundație veche. Așa? Și mai rămân 300 de metri pătrați, care o să scoatem la vânzare dacă o să fie solicitări pe parcurs. Deci asta este. Discuție? Eu știu de ce. Da, domnule, poftiți. Domnul primar, cum de-ați ajuns la concluzia asta că trebuie vândut acela? Nu mai avem altă nevoie, altă dată pentru vânzarea terenului respectiv? Este imperativ acum să vin din 300 de metri pătrați? Domnul Mariu. Da. Eu cred că ai fost de acord de când s-o supus vânzării. Nu că am ajuns acum la concluzia asta. Că dacă nu ajungeam la concluzia asta și nu era aprobat în Consiliul Local, nu făceam cadastru. Deci cândva ai fost de acord să vând terenul ăsta? A fost supus aprobării Consiliului Local de două ori. Dar trebuie de 7 luni de zile, cred că. Prima dată, de acum mama se dezmembrează, se face un... Deci a făcut de... Să se separă. Păi da. Era urgent. Și să vin de la o familie care e compusă din soț, soție și doi copii care nu au zis să se apere. Nu se vine că aici se face că licitație publică, nu se vine la o... Solicitarea a venit din partea acestei familii și la licitații care dă mai mult salariat. Așa e, corect. Da. Dar solicitarea a fost făcută de acea familie. Nu toate familiile din Ștefa Corăceri și le vin din teren. Nu. Vin de dacă avem. Dacă avem, bineînțeles. Da. Terminat, domnule? Da, domnule. Altă discuție ceva relevant. Așa? Eu am fost foarte relevant. Cum să fii relevant? Dacă ai fost de acord cu vânzarea asta, acum 7 luni, 8 luni de zile, și acum noi vorbim de dezmembrare. Dacă n-a fost la ședință, nu se nu are importanță. Te vii și rămâi, doamnă, întrebați de acolo. Salută și numai. Salută și ceilalți care vrem terenul, facem cerere și domnul primar. Și trebuie să identifice. Le identificăm și le dăm de da, așa. Așa, discutăm ce da. Ce s-au mai discutat de 10 ori până acum. Hai să vorbim la vot. Stai să am mai... Unde este de acord? Pentru siguranța noastră, Cătălin. Domnul Romeu. Da, vreau domnul Roitan. Siguranța de aici. Haideți să trecem punctul 2, că am votat. Dar a trebuit să cunoști mai bine satul Rădeana, că de acolo ai bătut întotdeauna apele. Și situația este cunoscută, nu numai auzită,
este cunoscută pe acest teren. Asta nu se discute la diverse. Păi nu la diverse, domnule, dar la trebuie să... Diverse nu sunt la ședințe extraordinare, nu sunt la diverse. Am votat și cum ai... Păi ce ridici problema dacă nu o cunoști? Eu o cunosc și îmi stau din... La ședință, domnul Marin, ședința știu că este condusă din președinte, nu din Consiliu. Da, da, domnul... Deci că... De la ce am spus aici, domnul Reliano? Îi dai replică sau nu îi dai? Am dat tot, își pui că... Ședința o conduce președinte. Haideți să-mi punem la vot. Cine iese pe atât? Păi mi-ai pus cuzul. Dar să fie clar. Să aduce aminte. Da. Doamna, nu mi-a zis de acolo. Vă rog, trece la punctul 2. Am inițiat acest proiect ca urmare a trei solicitări. Trei solicitări făcute în litera legii. Avem solicitări făcute de la parohia Jevreni, de la parohia Butinaș și parohia catolică de la Ștefan cel Mare. Mai avem un fel de solicitare, deci nu pot să-i spun solicitare, de la parohia Valea Bogdan. Haideți să vă dau citirii. Ia să vedem. Parohia Butinaș sau parohia Jăbri. Ia, credem că e mai simplificat. Romanul catolic, Jăbri. Spune așa, având în vedere prevederile articolului 3 alineatul 3 din Ordonanța de Urgență 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată în monitorul oficial numărul 61 din 26/9/2013, care precizează de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult, fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru amenajarea și întreținerea muzeilor culturale religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic, proprietatea cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinație de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult, precum și pentru activitățile de asistență socială și medicală susținute de acestea. Prevederea articolului alt punct. Prevederea articolului 4 alineatul 2 din hotărârea guvernului 1470/2002 privind normele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanței guvernului 82/2001 republicată în monitorul oficial numărul 541 din 27/8/2013, care precizează din bugetele locale a comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarele municipiului București și ale județelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate construirii în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reapărării lăcașului de cult. Prevederea articolului 5 din HG 1470/2002 privind normele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanței. Și așa sunt mai multe acte normative care reglementează ajutorul ăsta care îl putem noi da de la primărie pentru culturile religioase. Și preotul de la Jevreni. Spune, vă rugăm să alocați din bugetul local pentru anul 2000 suma de 50.000 de lei pentru construirea unei case mortuare. 50.000 de lei avem de toți. De la parohia romano-catolică solicită, deci vă rugăm să alocați fonduri din bugetul local pentru 2009 suma de 10.000 de lei pentru construirea unei case mortuare. Parohia Butinaș. Vă rugăm să alocați din bugetul local pentru anul 2000 suma de 25.000 de lei pentru continuarea construcției case practicale, având în vedere că credincioși parohiei nu pot susține financiar această motivație. Avem și de la Valea Bogdan ceva. Unde e?
Domnul primar. Un pic, dar lasă-mă să termin eu și după aia treceți la discuție. O am eu, dacă nu aveți dumneavoastră. O am eu. Foarte bine. O am eu. Trebuia pus să discuție. Dacă este, păi o pun în discuție acum. Da, dar era la dosar că m-am uitat. O pune în discuție. Ia uite ce spune, era partizată domnului viceprimar, era la viceprimar, este înregistrat. Nu, nu faci tu ordine în primărie, cum să facem noi, cum să ținem noi documentele în primărie? Citi, da. Dacă este aia altceva, să mă contrazici. Da, domnule primar, noi, parohia Valea Bogdan, comuna Ștefan cel Mare de Zubacău, vă prezentăm un necesar al reparațiilor și consolidării bisericii parohiale, capierii mortuare și a casei praznicale astfel. Capitonarea exterioară a bisericii parohiale împotriva fisurilor provocate de vibrațiile drumului județean, astfel 80 de metri pătrați cu polistiren, plasă, glet, praf, piatră, tun biserică, 16 metri pătrați, tablă solzi, clopotit 24 metri pătrați, fustă plus piramide, 10 metri pătrați, tablă, casă mortuară, gretuit interior, 235 metri pătrați, gresie, pardoseală, 72 metri pătrați, acoperiș, tablă. Tablă 162 metri pătrați. Casă praznicală, acoperiș de tiorat peste 85%, 123 de metri pătrați. Asta am și eu. Care este solicitarea? Parafa parohiei. Da. Asta a fost solicitarea. Urmând ca, din discuția voastră din dumneavoastră cu părinții, să fac o evaluare cu un expert, cum i-a cerut dumneavoastră. Nu i-am cerut de expert. Nu. Evaluarea asta i-am cerut. Țineți minte la ședința de lumea de așa, care nu a făcut-o, a venit în urma discuției, a venit cu asta. A făcut-o, evaluarea este la părinte, nu a ajuns la dosar. Păi, și de ce nu a ajuns la dosar? Omul probabil... De ce nu a ajuns la dosar? Cu circunstanțe atenuante. Omul nu știa că o poliție în discuție la ședință extraordinară. Omul s-a așteptat și eu mă așteptam care colaborez cu părinții, îți îndrept despre necesarul de la copii. Am văzut că ai vorbit la telefon cu el până acum. Păi nu, mai, ca să vin pregătit. Și veneam mai pregătit dacă aveam documentația de ei până azi. Și aveam și evaluarea acum în față. Și cu solicitarea sumei, cum o cerut celălalt de parodii, sumele exact. Da, dar ce e necesar aici? Celălalt, dar nu. S-au oprit limitat cât puteam. Dar noi facem capitonarea exterioară a bisericilor acum. Deci sunt limitate în funcție de gravitate și așa nu se încadrează, probabil, în ce s-o puteam da noi. Deci sunt parohii care nu au casă, nu au casă praznicală. Da. Parohii care nu au casă praznicală și noi, din 500 de milioane, noi cheltuim banii pe capitonarea parohiei bisericilor. Da, asta e cum? Mai sunt altele care glefire la sus la biserica de dealuri. Da, sunt de acord. Păi aia e, băi, la studiez, după oamenii sunt, poate face sunt de acord. Sunt de acord cu asta. Dar casa praznicală are acoperișul deteriorat peste 85%. Vreți să mergem acum cu toții să constatăm că este o singură coală la bord? Dar eu acum două săptămâni am avut pomară la fășa, la bacă și n-am făcut asta de... Da, o ieși cu deal de stat. Nu o ieși cu deal, dar cum o ieși cu deal de stat? Atunci le-am făcut lepirea acolo. 100.000, 150.000, 150.000. Bă, da, de ce le-am făcut? Bă, da, de ce le-am făcut? Luăm în funcție și de lucrările care trebuia făcute prime. Celălalt de urmând, alte rectificare sau pe bugetul viitorului. Asta, domnul primar. Deci, asta nu este solicitare. Dacă vreau să considerați că nu este solicitare, de ce ați primit-o la înregistrare? Păi cum să nu o primesc? Eu primesc orice hârtie și dau răspuns după ce cer. Și eu, ce solicitare vreau? Că ei au făcut solicitare academică acum. Ce ați părinte? Da, domnule, ai nu mai poate încă bine. V-ați uitat, ați citit toate... Eu am văzut și eu solicitare de cealaltă. Eu nu văd că e diferențială cu multe lucruri acolo. Deci, nu mai poate discuție. Președinte, eu mi-am expus ce am spus, foarte bine. Dar îți permite, domnul președinte, nu vreau să iar să interpretează invers, că ați plecat de aici, nu, ați plecat de aici, ați spus alte chestii, preotul care m-am găsit cu el, o să-l întreb, personal. Dă voi, nu ce toată lumea. Deci, pentru o singură coară de tablă sau de cucie înverită, casa praznicală, că e foarte bună, i-a făcut bunic, mai bunic al meu vasă, mi-a pomanat din 7 ani. Nu cred că e atât de greu să se poate implica și oamenii. De exemplu, stăm la Grâmbovan, aceeași societate a făcut construcția respectivă, da, o plouași până la noi, se mai întâmplă, că cum sunt muncitorii, mai dați brata. Ne-am chinuit și noi, deci, din punctul meu de vedere, ceea ce trebuie cel mai mult, am cimitirul de sus. Aici nu e atât de, ai fost în biserică, nu-i grav, nu scade tavanul în cap, nu-i nimic atât de jale.
Cu așa nu și eu, cimitirul de sus. Din punctul meu de vedere, cimitirul de sus. La anul și la anul și mai departe se mai poate. Mă rog, dacă mai sunt fondă și bani. Părerea mea, acum. Mulțumesc. Domnul Igor. Referitor la parohia catolică. Ai spus de un echilibru, da? Sunteți de acord. Nu am comentat nimic, sunt parohia catolică. Deci sunteți de acord că fiecare parohie trebuie să aibă o casă mortuară? Consider că 100 de milioane vechi poate face, se poate, 100 de milioane se poate construi o casă mortuară? Din suma asta de bani care este alocată de primărie sau doar materiale. Există factură care demonstrează exact ce s-a cumpărat la milimetru. Dacă vrei să te convingi, poate trecut la Bogdana, ai văzut deja paleții de BCA, paleții de, pentru dezidărie, pentru fundație, sunt câteva plase de fier. Eu cred că cu 100 de milioane nu se poate face mare... Da, noi încercăm. Poate ne mai ajută domnul primar. Cu ce-o mai putea. Dar 100 de milioane nu reprezintă o sumă extraordinară. Nu, dar cine a zis? Discuțiile astea care se fac în Consiliul Local nu se referă, adică nu trebuie să dați raportul unei persoane. Da. Da, bineînțeles. Adică eu mă duc și cumpăr eu o tablă. Care este informează Consiliul Local și conducerea primăriei. Nu trebuie să justifici rolul mică și face preocupare la parohia catolică. Și, așa pentru liniștea noastră, te rog frumos că ai vorbit cu preotul. Sună și spune-i să aduc evaluarea aia, acum ca să o discutăm. Așteptăm, să o discutăm și evaluarea aia care a făcut-o el. Să vedem ce sumă este necesară pentru parohia Valea Bogdanei. Câte-o arătat acolo, sigur că ies. Nu, să vină cu evaluare, domnule, să vină cu evaluare. O să-ți care evaluare. Deci asta nu este solicitare. Asta e o științare, nu este solicitare. Domnule, credeți că pe mine mă induci în eroare, vrei să spuneți că ceva din parodie o vrei pe evaluare? Nu! Ce spuneți vreau? Nu, domnule, au solicitat o sumă care nu satisface în totalitate cerințele lor. Deci au solicitat o sumă. Da. Care nu reflectă valoarea investițiilor. Păi bine cu solicitare, dar vreau să-i cerut lui expertiză. Nu e expertiză, domnule. Când am spus în ședință, o zis el că face evaluare cu băieții aia lui Bățătescu. Și a zis, dar ce aia meseria? Tot nu e refuzat. Nu, nu a zis că-s meseria. Ce a zis aia sunt experți? Sunt experți, da. Așa am spus, da, dar aia meseria. Și poate să spună, costă cam atât, îi face evaluare. Nu face, nu trebuie să le dea să vină preotul acum, cu suma care e rezultatul lui. Să spună, cât este pentru anvelopare, cât este pentru... Dar suma necesară. Nu are, de-aia, de ce aia te potești, că nu are. Nu spui tu acum. Cum crezi că nu are așa greu să fac greu acum? Mă rog, Michi, dar cheamă nu acum să vină cu ea. Păi cum acum nu e acasă, l-am sunat. Nu e acasă. Dar de ce mea să vină? Plecat. Hai dacă mai sunt discuții. Cu ajută cu ceva de plătimentul de WhatsApp, e aceeași că are aceeași valoare. Ce să spună? Valoare, ce să spună? Să spună o sumă? Nu, să spună suma mie, nu a spus. Așa, e valoarea care a făcut-o el. Să spună. Dacă suntem așa tendențioși cu cineva, nu suntem doar tendențioși. Dar susții ceva ce nu este corect. Dar era corect, dacă știam de el, era corect ca astăzi veneam cu evaluarea, credeți? Când ai fost anunțat? Pentru ședință? Nu, pentru ședință am fost anunțat telefonic, dar nu știam ce este interior. Nu este în ordinea de zi? Nu. Nu, mă sunat de unde era recunosc că avem ședință în el. Dar nu mi-a spus ce există în interior. Acum nu am spus eu pe partea asta, de loc. Mă sunat, avem ședință. Am întrebat-o, ce? Nu este doamna Gina, e la față? Nu pot să spun. Eu nu înțeleg un lucru. Dacă ar fi să vreți să dați niște bani pentru parohia asta, cât îi dați? Păi nu cât îi dați. Dacă nu este după voința mea. Nu. E după fondurile care sunt. Dar nu am dat de domnul primar. Ce vrei? Păi, ai zis ce vreau eu. Am zis că nu
ei personal. Dar nu dau eu, nu înțeleg. Avem, alocăm aici. Păi el, ce spune Consiliul Local, poate aloca, nu este obligat să aloce. Dar dacă avem fondurile să fim echidistanți, suntem la toți. Că toți au nevoie. Suntem singuri. Că și la pe ce? De mă, dar vă veni cu fronte echidare. Păi, dar nu așa s-a spus de la bun început. Nu, 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 părinte, eu zic să, dacă vă zic, poți să primiți ca sumă, cât am avea mai mult părinte. Dacă eu vă zic o sumă, nu am că cu plasă idei în fiecare la fiecare. De ce ați venit cu de gol? S-o pune în discuție acum. Mă scrie la cum am omul. Nu îi de ajuns aia, că nu putem nici o sumă recrutată mie în valoare. Pentru medicare. Sincer, da. Să mai dat. Eu spun că nu eu sunt cel care e mediatorul, nu eu fiind că foarte greu e ce anume. Dacă eu nimeni. Haideți să punem la vot. Nu, nu, lasă de ce. De ce vreau să fie după acela? Nu ține și de domnul primar, 5 minute o trimit imediat. Ca să o punem în discuție. Discutăm alte probleme, sărim de la punctul ăsta la altul. Dacă nu mă apelază, face ce crede să conduce dumneavoastră toată comuna asta, nu mai aștepta și părerile noastre, e treabă mea. Ai rămit că ție ți-a crescut coneacă. Ce mi-a crescut? Ai mătaș din coneacă. Putem doar să-l și amânăm, dacă nu l-am amânat până acum adevărat la buget, care e problema să-l punem în discuție altă cedință? Nu e nicio altă cedință, votăm asta. Eu sunt împotrivă. Pentru că nu se poate fi echilibrat discuția. Și dreptul meu să fiu împotrivă, nu trebuie să mă justific. Avem o cerere a unui domn Bob Mihăiță, poate ați văzut și pe Acasă TV, sau Acum TV, cât e, Kit TV. Și spune, în atenția domnului primar, în atenția Consiliului Local, în atenția domnului prefect, în atenția domnului director al Inspectoratului de Stat în Construcții, subsemnatul Bobov Mihăiță, cu domiciliul în localitate Cernăvodă, strada Energie, numărul 15, bloc, apartament de Constanța, având un teren și casă proprietate personală în comuna Ștefan cel Mare, sat Gârbovana, e satul Negoiești, dar dacă se uită... Vă aduc la cunoștință următoare. În urma investiției... Păi da, haideți să ascultăm, doamne, să citească. În urma investiției de construire a podului rutier din comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, ce se află actualmente în execuție, sunt blocat atât eu cât și vecina mea, respectiv doamna Vădăni Mândița, la accesul pietonal și rutier către proprietăți. Relatez că mama mea, Bobov Maria, a avut vârstă de 86 de ani, pe care o am în întreținere, îngrijire, a două atacuri, AVC-uri făcute ulterior, am fost obligat să-i mut domiciliul la o rudă apropiată, datorită lucrărilor de înălțare a drumului, am fost izolați, neavând acces la salvare, copii și către proprietate, neputând a-mi duce mama la spital pentru controle medicale. Menționez că în urma discuției cu primarul comunei, acesta a refuzat să ne dea detalii despre proiectul ce se află în desfășurare, cât și detalii referitoare la accesul nostru pietonal, cât și rutier, către proprietățile noastre drept, pentru care vă rugăm să ne susțineți în rezolvarea acestei probleme. Oh. Cine știe de... Dacă sunt discuții, da, cine știe... Da, cine știe de... Dacă vreau să spun, uite, eu am trimis... Băi, dar eu... Bă, la urmă... La urmă...
La urmă, nu deranjezi tu când vrei. E deja votat. Ia ca chestia. Asta era. Și de azi înainte vă rog să aplicați regulamentul Consiliului Local, desfășurarea ședinței. Exact. Da. De anul mai care. Cum, cum vrea fiecare. Dar nu așa că vrei tu când, când să eu am adus năsariță. Da. Da. Podul de la Gârbovană este vorba. Familia asta, Boboc, au avut o punte. Noi nu puteam să-i facem pod. El lasă solicit să-i facem noi pod. Noi podurile facem pentru interes public, nu pentru interesul unei persoane, pentru interes public și le facem cu un proiect și cu niște avizii, inclusiv avizii de la Apele Române. Cealaltă doamnă care are intrare, are tot. E vorba de ăla care îi face... Domnul președinte, cred că sunt în cel mai măsură să vorbesc, dar nu cât vorbești eu pot să ies. Am ce să vorbesc, așa să la acolo, am plec pe cine. Domnul primar, pe nu plec asta, nu? Nu, dar pentru că asta... Eu știu despre ce vorba, spune posibilul. Da, dar cine-ți dorește să ducă acolo să măsoare, să ia cadastru, pentru că amândoi, ambii, au intrat în vatra satului. La doamna Coma, unde sunt grajdul de acolo făcut, că acolo era fântână, mă duceam cu tata la cazatele, că era drumul. Din coace nu vă văd așa chestie. Iar nu văd, că la mi se fie și prietena, că sunt împreună, că mică mi-a plăcut pe aia. Un avutat vârsta lui Maxa, când are 86, are 84, prin mai mare ca tata până tata a murit, 85 face. Doi, nu-i la, o, nu-i la un neam apropiat, e la soră sau, dar ei nu sunt parcă, pentru că asta prea puțin contează. Noi el n-ar treabă, cu coțul local. Și exact ce-a spus domnul primar, cum să-i faci pot tu primărie? Păi atunci a zis că să-mi facă gardul ăla, că la mine s-o surpă. Păi nu-i logic, ne-a apucat toți de facă primărie. La care de acces acum s-a făcut niciodată? Ce să se propunem orice proiect în domeniu, de domeniu. Ai fost acolo la Gârbovană? Nu, 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 să spun o chestie. Eu am domeniu să facă pe drumurile naționale, să facă alei. Dar el are, mă, ieșirea antreprenorii face și intrare în codiețul omului. Ia-le peste părău, du-te întâi să vezi zona. Nu. Păi du-te să vezi zona și pot. El nu a avut niciodată intrare acolo. El nu a avut niciodată intrare. Drumul fiind mai sus, din... Dar noi ne întoarcem în trecut să mă prezenți. Dar n-ai cum să-i faci o regiune. Bă, iată, lăsa firma. Nu știu ce faceți mai sus. Lăsa firma în firma. Tot timpul vă văd mai sus. Acum am înțeles că s-o mai mărit un pic cu 20 cm din pala asta. Nu, deci să vezi. Ia să vezi. Eu solicit,
sumă de scutări. Iar hai la altă. Cum? La vădării, de acolo. La cali de accesare. Ați zis că nu au putut să intre. Acum, bădăririi care sunt în curte. Nu le-au putut. Nu, ai zis că bădăririi care sunt în curte. Nu se păsească. Ne avem posibilitatea de a intra în curte. Ori posibilitatea au avut aia de 3 ani de zile. Când mă să aia nu mai fost acolo. Facem discuții degeaba. Acolo, sunt 15 metri până în casă. O iei pe brațe, făcut ce să da. Normal, dar nu să vină salvarea. Nu poți zic că ai făcut drum de accesare cu să iasă. Dar ce nu știu, domnule? Am luat să la renunță, adică să la frică, să așa și iar nu să la frică, să așa. Să încep noi așa la frică.